90% din discuțiile despre tablete cu Android încep cam așa. Ai nevoie de o tabletă cu Android? Cumpără iPad! Și un milion de argumente. De ce? Pentru ce? Cum? În ce mod? Și să nu zice asta nimeni că eu am exact aceeași idee. Dar Xiaomi încearcă încă o dată acest segment, după o pauză bună, și acum Pad 5 pe care ei îl propun devine o ofertă destul de interesantă. Hai să începem să aflăm de ce și nu uita înainte de asta să te abonezi, pentru că așa devenim mai buni. Pentru început, hai să înțelegem de ce și pentru ce cumperi tu o tabletă. Și vom înțelege totodată de ce asta e o ofertă atât de interesantă. Deci, pentru jocuri, pentru conținut media și pentru scopuri profesionale. Și hai să fim sinceri, atunci când e vorba de scopuri profesionale, 90% din noi vor cumpăra iPad, pentru că sunt sigur că majoritatea din voi care au smartphone cu Android, dacă au și o tabletă, e un iPad. Dacă greșesc, scrie în comentarii despre asta. Păi iată, atunci când e vorba de conținut sau jocuri, să plătești mult pentru ceva care în teorie le poate pe toate, nu cam vrei. Iată aici și apare Xiaomi. Problema tabletelor cu Android e faptul că Google des uită că are de optimizat, de întreținut, de servit sistemele lor de operare. Așa că Xiaomi a decis că ei vor face singuri asta pentru dispozitivele lor și da, din start pot să zic că potențial este, pentru că Pad 5 este echipat cu Snapdragon 860 împreună cu 6 GB memorie operativă. Da, nu e cel mai nou procesor, nu e cel mai performant procesor, dar totodată nu uita cât costă el și faptul că există încă și varianta Pad 5 Pro cu procesor mai performant. Păi iată, la bord avem MIUI 12.5. Perfect, dar zic încă o dată, perfect optimizat, pentru că nu ai throttling, nu se încălzește, pentru jocuri, nicio problemă. Jocuri cu frecvență de 120 Hz, absolut nicio problemă. E important acestea să fie optimizate. Desigur, fără nicio întrebare, Xiaomi nu poate. De exemplu, nu toate jocurile care îți pot oferi 120 Hz în teorie ți le oferă, din ce motiv nu știu, bănuiesc doar că încă mai trebuiesc optimizate. Trecem la sunet. Sunt aici 4 difuzoare, iată cum sună ele, eu înțeleg că microfonul ăsta nu va reda sunetul 100% ideal, dar cel puțin îți vei putea crea o imagine, iată. Sună bine. Sună tare, asta e cel mai important. Dacă comparăm cu un iPad, concurentul lui direct, aici sunetul nu va fi poate atât de bogat, dar eu abordez această întrebare din altă latură. Dacă tu nu ai nevoie de niciun accesoriu pentru a privi confortabil orice conținut de aici, atunci e în regulă. Tot aici am să adaug și despre autonomie. Cifra ideală pe care o spune Xiaomi este de 12 ore de media, 12 ore de autonomie. 8700 și ceva miliamperi sunt aici și sunt suficienței de fapt pentru 6-7 ore de media. Eu o noapte am petrecut cu el în aeroport și sunt sigur că mai mult decât 7 ore tu din el nu vei obține. În cutie vei găsi acest încărcător de 22W, cu toate că însă și tableta e compatibilă și cu 33, dar 30% din autonomie le vei obține în 30 de minute, deja o încărcare full este necesar aproape 2 ore. Despre display și construcție. Singurele două momente unde pot zice că s-a economisit. Eu nu am să comentez acum cum el arată, pentru că e clar absolut și fără mine de unde ei s-au inspirat, dar pe spate avem plastic perfect prelucrat, dar care oricum mai strânge din amprente, chiar dacă este mat. Sunt 3 culori disponibile, acest gri, alb sau verde. Verde pe care am vrut să vi-l arăt, dar din păcate ce am primit, aceea vă arăt. Singurul comentariu la partea constructivă pe care vreau să-l zic e că toate 4 rame sunt identice și nimic nu te deranjează atunci când îl utilizezi. Din elemente, despre sunet am zis, dar iată cele 4 difuzoare, portul USB-C, microfonul, reglare volum, butonul de blocare, din păcate port pentru căști nu avem, dar oricum nu cred că asta este o problemă atât timp cât avem suficiente căști wireless ieftine, dar iată cititor de amprente nu este și asta deja este o problemă pentru că creează suficiente incomodități. Da, este de blocare prin scanarea feței, dar hai să ne înțelegem așa în continuare. Vom zice că este atunci când acest funcțional va fi ideal. Aici îl deblochează 2 ori din 5. Despre display.
Am zis, au economisit, sau mai corect ar fi să zic de fapt că știu că chiar ei pot să o facă și mai bine. E un IPS, destul de bun, HDR10 este, o frecvență de 120 Hz sau 60, dacă vrei să mai economisești puțin din autonomie, un strat oleofobic, pur și simplu, perfect și rezervă bună de luminozitate. Poate un AMOLED ar fi mai potrivit, de acord, dar totodată înțeleg că acest lucru ar face și produsul final mai scump. Dacă ar fi să-i acord o notă, ar fi 9 din 10. Da, eu știu, sunt suficiente dispozitive pe piață cu un display mai bun, în teorie, dar totodată înțeleg că noi ca utilizatori avem anumite necesități și iată acest display, toate necesitățile noastre, le acoperă. Ne-am acordat 9 doar pentru că sau din motiv că e un IPS, sau însă și Xiaomi a optimizat în așa mod display-ul, dar culoarea neagră nu este atât de accentuată. Pot să-mi permit chiar să zic că este un gri foarte, foarte închis. Am și concluzii pentru tine. Separat pentru Pad 5 poți cumpăra și o tastatură și un stilus, care Xiaomi ne asigură că e atât de precis că e suficient pentru lucru. Nu mă îndoiesc, eu îi cred, doar că de unde să-l iau? Pentru că în setele nu sunt, așa cum e în cazul altor producători chinezi, și de unde să le cumpăr eu tot nu știu, pentru că ele nu sunt atât de... sunt accesibile, dar nu sunt atât de disponibile, hai să le zicem așa, doar poate să plasezi undeva o comandă la un, o reprezentanță oficială. Cât despre el, pentru doar 500 de euro, tu obții un display bun, un aspect plăcut, un sunet bun, o performanță bună și o autonomie admisibilă, hai să-i spunem așa, nu pot să-i zic din păcate perfectă. Așa că, atât timp cât scopul este doar să-ți satisfacă nevoile tale de jocuri, consum media, de mai multe tu nu ai nevoie. Next level you. Enter.